că v-a plăcut acest intro, chiar am muncit destul de mult la el și, după cum bine știți, mie îmi place să fac niște videouri așa mai interesante. Bună ziua și bine ați revenit pe canalul de YouTube, eu sunt Gabriel, iar astăzi vreau să rediscutăm puțin despre sistemul de alarmă Axe Pro de la Hikvision. Mai exact, uite că am uitat să introduc asta aici în cutie, dar nu are nimica. După cum spuneam, astăzi vreau să discutăm puțin despre configurarea kitului de alarmă Axe Pro de la Hikvision pe modul GSM 3G sau 4G. După cum bine știți, în videourile anterioare v-am explicat că această centrală de la Hikvision, modelul Axe Pro, care este o centrală foarte tare cu tehnologie 3X, are un modul dual SIM, ceea ce înseamnă că puteți instala foarte simplu în centrală două SIM-uri. Aș vrea să încep prin a vă spune faptul că puteți face acest lucru în două moduri. Odată vă puteți folosi de aplicația Hik-Connect și mai puteți folosi și pagina web service intrând pe IP-ul centralei, de unde puteți să configurați sistemul pe cartela GSM. Hai să armăm sistemul și să așteptăm apelul telefonic. Mergem aici pe armare. Și mă mișc acum cu mâna în dreptul senzorului PIR. Uite, a intrat și apelul, se observă aici. Cum facem noi acum să restartăm acest device, adică să-l resetăm? Îl întoarcem pe spate. Eu am desfăcute cele două șuruburi, sunt deja slăbite, acestea două. Împic capacul, îl dau deoparte. Trec o dată pe modul off, după aceea îl trec pe modul on și aștept. Iau un dispozitiv de resetat și țin apăsat butonul reset timp de 5-6 secunde. Am auzit ce a spus, resetul default. Așa trebuie să auziți și voi. În aceste două locuri se pot instala cele două cartele SIM cu GSM. Eu am ales SIM 1. Se vede aici cartela. Aceasta este poziția sa, cu teșitura către închiderea capacului. Vă și arată aici exact cum se introduceți cartela SIM GSM. Va dura câteva secunde până se încarcă SIM-ul. O să-l verificăm și pe centrală. Mergem la stare, iar în acest moment îmi afișează următoarele. Rețeaua conectată, cartela SIM activă, numărul este necunoscut, dar nu e asta o problemă, operatorul nostru, rețeaua Orange. Acum să vă prezint prima modalitate de configurare pe GSM pe aplicația Hik-Connect. Mergem aici în dreapta la setări, accesăm parametrii de comunicare și mergem configurări rețea de date celulare. Bun, alegem SIM 1 și selectăm configurare parametru. Și ne apar o serie de setări pe care le putem modifica accesând creionul din dreapta, această pictogramă. În funcție de rețeaua pe care doriți să o folosiți ca și GSM, trebuie să completați parametrii de internet, adică APN-ul. La mine pe rețeaua Orange trebuie să scriu foarte simplu la APN net, atât. Am dat pe creion, intru pe APN și scriu net. Ok, de exemplu, dacă vreți să configurați centrala Axe Pro pe rețeaua Vodafone, acolo am văzut că trebuie să scrieți ceva de genul Vodafone Internet, ca să vedeți că diferă. Dau Save, dau Back, merg înapoi și mai departe selectez notificări push pentru a ajunge la modul de introducere a numărului de telefon pe care eu doresc să fiu apelat și să primesc mesaj în același timp. Selectez notificări push și merg la a treia secțiune apel telefonic și SMS, unde trebuie să introduc numărul de telefon. Numărul pe care doresc să fiu contactat de către Axe Pro. Selectez aici adăugarea numărului de telefon. În partea stângă a aplicației mi-apare prefixul +40, ceea ce înseamnă că dacă numărul meu începe cu 0746, încep cu 746 și continui cu numărul. Ok, selectez adăugare și activez apelul telefonic și SMS-ul, prima dată cu apelul telefonic. Îl trecem pe on și putem beneficia până la 4 apeluri de telefon. O să pun 4, iar mai jos găsim notificări tip de evenimente.
Ceea ce înseamnă că în funcție de aceste evenimente, centrala AxPro ne va alerta cu apel telefonic și SMS dacă îl activăm. La fel și aici la SMS. Merg la apel, dau back și se salvează setările automat. Apoi, dacă vreau să fiu avertizat printr-un mesaj text, selectez aici mesaj obișnuit și scriu ceva de genul: te-am prins cu AxPro. Dau salvare, dau back. Bun. Armez sistemul și pe urmă fac un test deasupra senzorului PIR. Și acum aștept. Primesc și apelul și va trebui să intre și mesajul. Uite, am primit și mesajul. Bun. La 07:24. Asta înseamnă că nu am selectat eu fusul orar. Tocmai de aceea este bine să sincronizați fusul orar cu device-ul. Selectăm răspundeți. A doua modalitate se face prin pagina web service pe IP-ul centralei. În cazul nostru, dacă accesăm programul SIA de pe tool, găsim IP-ul centralei AxPro. Și foarte important, ne logăm cu credențialele aplicației HIG-Connect. Deci nu cu admin. Introduc parola aplicației, selectez login. Încă mai sună. Și aici, pe pagina principală, mi-apar următoarele setări, ca să spun așa. Alimentarea externă este conectată, rețeaua este conectată, Wi-Fi-ul este deconectat, datele celulare sunt conectate și sunt puternice și rețeaua noastră este Orange. Mi-apare și SIM-ul. Bun. Avem un device adăugat, este vorba de senzorul PIR. Se vede și aici. După cum se vede, este selectat pe modul instant. Pentru a sincroniza timpul, mergem la sistem și accesăm Time Management. Și căutăm fusul orar pe GMT plus 02. Selectez fusul orar pe Atena Ierusalim. Dau Save. Dar ceva nu este bine aici. La mine pe telefon, cât și pe calculator, mi-afișează ora 10:34. Iar aici îmi apare 9:32. Dau Sync with Computer Time. Iar acum ora este bună. Dau save. Chiar dacă a rămas pe plus 03, de obicei îl foloseam pe plus 02. Și acolo mi-apărea și Atena București. Dar asta este. Dăm save. Mergem mai departe la secțiunea Communication. Accesăm Cellular Data Network. Și găsim APN-ul deja completat în aplicația HIG-Connect. De asta nu am mai vrut să-l completez acum. Ca să vedeți că este exact fix același lucru. Mai departe, la rubrica Access Number, lăsăm acest număr așa cum este, adică steluță 99, 3 steluțe, 1 și 10. Aici nu completăm niciodată numărul de telefon de pe cartela SIM din centrală. Îl lăsăm așa, pe automat. Mai departe, dacă doriți să mai instalați încă un SIM, treceți APN-ul ca și la prima cartelă, sau dacă folosiți, de exemplu, două cartele de Orange, treceți la APN de două ori net. Dacă folosiți Vodafone, treceți la APN Vodafone Internet. Mai departe, accesăm Event Types Notification și mergem la Phone Calls and SMS. Iar aici găsim exact același lucru pe care l-am completat și în aplicația HIG-Connect. Adică numărul meu de telefon, pe care îl vedeți blurat acum, activată secțiunea Voice Call, Filtering Interval Time este pe 10 minute, puteți să-l treceți pe 0 dacă doriți să primiți mai repede un apel telefonic. Cred că la asta folosește, ia să vedem. The configuration applies for all numbers. Nu este același lucru. Bun, dar eu zic să lăsați pe mai puțin, îl lăsăm așa pe 5 sau chiar pe 0 dacă doriți.
Number of calls, puteți spune 4, dar eu zic că sunt suficiente 2. Găsim și mesajul scris pe aplicația Hikminus Connect. Mergem la message și găsim activată rubrica SMS. Iar aici mai puteți face încă un lucru. Pe toate zonele puteți să selectați să primiți mesaj. Când armați, când dezarmați și când ștergeți acest istoric. Dăm save și cam asta a fost a doua variantă. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, like, subscribe și activează și clopoțelul pentru a fi la curent cu cele mai noi informații din gama sistemelor de securitate. Atutec, ești în siguranță!